Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, a început seria protestelor, fiind nemulțumiți de valoarea salariului minim brut pe țară stabilită de guvernul Câțu și de plafonarea veniturilor bugetarilor la nivelul anului 2020. Doleanțele sunt adresate către instituția prefectului, cu scopul de a fi înaintate autorităților guvernamentale. Una dintre cele mai mari confederații sindicale, Cartel Alfa, susține că 40 de lei în plus la salariul minim cât a anunțat guvernul nu acoperă nici măcar cheltuielile suplimentare pentru măști și alte elemente de protecție individuală. Cartel Alfa a transmis că acest lucru este inacceptabil și a decis declanșarea unei serii de acțiuni de protest având ca scop creșterea veniturilor lucrătorilor. Demisia! Demisia! Conform calendarului de proteste pe care Cartela Alfa le-a declanșat sub egida Caravanei Drepturilor Sociale, astăzi, în fața instituției prefectului județului Mehedinți, așa cum foarte bine dumneavoastră ați văzut, sunt 100 de protestatari care ridică spre instituția de bază din județul Mehedinți problemele stringente din România, și anume o salarizare echitabilă cu privire la salariul minim pe economie, respectarea legislației privind salarizarea și pensiile, taxare justă, deblocarea negocierilor și servicii publice de calitate. Acestea sunt dezideratele pe care Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa le are, nu va renunța la ele și după data de 24 februarie, când protestele vor înceta, vom găsi alte metode de a aduce la cunoștință partenerilor europeni faptul că în România angajații sunt transformați în sclavi moderni. Pentru salariu minim, care a crescut foarte puțin, pentru lucrătorii care sunt atât în industrie, cât și pentru pensiile care s-au mărit foarte, foarte puțin, și cred că ar trebui să ieșim cu toții în stradă cât mai mulți și să treacă, să treacă pandemia aceasta, o să cât mai multe astfel de fișier. Peste 74,3% dintre pensionari au pensie sub 2000 de lei. Nu spun că până în 1200 de lei sunt în jur de 30% din membrii din pensionari. Cu acești bani nu se poate trăi în această țară. Alături de Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa din Mehedinți au fost și polițiștii care cer guvernului Câțu respectarea legii. Nu politica de austeritate este soluția de traversare cu bine a crizei economice. Polițiștii alături de toate sindicatele componente cartelului Alfa sunt astăzi în stradă datorită guvernanților că nu respectă legea. Ei ne cer nouă respectarea legii, în același sens și noi cerem același lucru ca și ei să respecte legea. Să protestăm împotriva ordonanței de înghețare a salariilor și pensiilor, solicităm aplicarea legii 153 pe 2017, așa cum a fost ea aprobată și etapizată. Românii s-au săturat să fie bătaia de joc a guvernului Câțu. Menținerea acestui nivel al salariului minim fără măsuri de înghețare a prețurilor este un furt din munca lucrătorilor în beneficiul acționarilor și capitalului.